să-l fac praf în cațel. Deci el nu s-a uitat că eu vin de aici. Nici nu l-am mai prins. Eram încărcat cu patru paleți aia de braț. Că mă luasem după el, putu-ți gura mătei, dar așa. Da, bă, dar tu știi că am tras de volan, noroc, a frână pe băiat, țea până... Îl vedeam cum îl leau cu stânga. Eu, pula mea, dacă să vină asta să mă încarce pentru lucerului, dacă nu mă trimite la pantele, la zi, la dracu, la uleiuri, că eu mai am motorină, înțelegi? N-aștept după ea, pentru București. Hai mă, mai blochez mult drumul. Camera de Germania, căsuța cu povești. Și a luat și primea aseară mașină. Ce-a fost? O Skoda, superb. Pe motorină. Motor de 2, cutie automată, arată frumos. A luat tot acolo, alea de unde lucrează ea. I-a lăsat-o ăla mai ieftin. Spui-mi plocea aia de Irina. Ieri am sunat-o, ai văzut după ce mi-ai zis tu cu paleții cu pula mea. Am sunat-o de 3 ori, 4 ori. Nu mi-a răspuns, cred că s-a ferit că știa și a dat seama cu cum să vorbească cu Sandu. Că dacă îi scria lui Sandu pe ala, era altă treabă. A, da, al dracu nenorocit, nu-ți dau mă nimic, ci voi v-ați învățat așa mereu. Și ai văzut când ți-am zis ție ultima dată, bă, nu-mi dă? După aia m-a dus să iau actele, vine paznicul ăla de la... Aia zice, vine să-ți dau actele. Și du-te și încarcă și paleții. Tu, băga mea, și cula în gura ta, Sandule. Scosese mașina de-n rampă. He, nu mai râde, mă, îmi bag cula în gura ta.